Bine v-am găsit, vă invit să vizionăm împreună tutorial aplicația mobilă IFT. IFT face parte din aplicațiile Internet of Things sau Internetul lucrurilor. Și o să vedem cum se va face interconexiune între diferite aplicații. Mergem în magazin Play și descărcăm IFT. Și apăsăm instalează. Dăm deschide. Vedem if everything works better together, adică fiecare lucru lucrează împreună mai bine. Deci, interconexiune. Continue. Continue with Google. vedem că are și o versiune Pro, dar noi dăm Maybe Later. Și acum ne apar aici contul nostru, activitate, rate if sau my services. Create. Și avem aici, if this, add, then that, add, if this, apăsăm if this și avem aici servicii recomandate, dar putem să și căutăm alte servicii. Haideți să vedem cum putem să postăm pe YouTube. Iar videoclipul nostru de pe YouTube se postează automat. Încărcăm pe YouTube. Apăsăm YouTube. New public video uploaded by you. Apăsăm aici. Dăm connect to YouTube to continue. Selectăm contul nostru de YouTube. If dorește să vă acceseze contul Google, astfel aplicația If poate. Vedeți o listă cu membrii activați ai canalului, nivelul să vizualizeze contul nostru de YouTube. Dăm de permiteți. Deci, vedem că nou video publicat, mm. care este vizibil publicului și then that. Și trebuie să adăugăm add. Și adăugăm unde dorim să se ducă această notificare. pre exemplu, căutăm Twitter. Apăsăm pe Twitter și ce putem? Să postăm un un uh, tweet să postăm un tweet cu imagine, să ne updatăm imaginea profilului, ne apară title și URL. Dăm continue și dăm update. Și acum o să vă arăt cum putem posta automat de pe IFT. Căutăm YouTube. și încărcăm videoclipul nostru. Bine am găsit, vă invit să vizionăm împreună tuturor. Dăm înainte. Și aici creăm un titlu. Tutorial aplicația găsește în diapozitivul. Este important aici să dăm la vizibilitate public. Pentru că dacă este public, atunci va fi postat și pe IFT. Și încărcăm. Videoclipul nostru se încarcă. Vedem că tutorialul nostru s-a încărcat pe canalul nostru Bine de YouTube. Găsit. Mergem acum pe Twitter. Căutăm Twitter. Intrăm pe profilul nostru. Și după cum puteți vedea, tutorial, aplicația, găseștem diapozitivul. Deci automat a fost, cum a fost postat pe IFT, a fost postat și pe Twitter. Tot așa de ușor putem posta, de exemplu, un videoclip pe YouTube și apoi tot același videoclip să meargă pe o pagină de Facebook. Sau avem o multitudine de alte aplicații pe care putem posta și apoi automat se va duce ceea ce am postat și pe altă aplicație. Acest tutorial a fost realizat de profesorul Duma Cornel Lucian, expert de resurse educaționale deschise tutoriale și religie în proiectul, curiculum relevant, educație deschise pentru toți, cred.